Tema ediției din acest an a zilei absolventului organizată de Școala Generală Mircea cel Bătrân s-a axat pe performanța dovedită de elevii acestei instituții de învățământ, care sunt atent monitorizați și susținuți de un corp didactic de o înaltă ținută, care instruiește, educă și formează caractere, a spus în deschiderea manifestărilor profesorul Nicolae Niță, directorul Școlii Mircea cel Bătrân. Pentru că anul trecut acțiunea s-a derulat sub pecetea performanței, performanță obținută de elevi, și anul acesta tot sub egida performanței vom derula evenimentul. Pentru că, știți foarte bine, elevii noștri sunt pe primul loc de fiecare dată, ori și unde s-ar prezenta. Ziua adolescentului a fost structurată în două părți. La început s-a făcut predarea ștafetei între generații. Șefii de promoție de la clasele a 8-a au predat ștafeta potențialilor șefi de promoție de la clasele a 7-a, toga, cupa și cheia succesului. Începem momentul numit ștafeta generațiilor, prin a invita pe scenă elevii de la clasele a 8-a și a 7-a și, evident, pe cei care i-au îndrumat și instruit atâția ani. În partea a doua a evenimentului a avut loc un program artistic susținut de cei mai talentați elevi de la Școala Generală Mircea cel Bătrân.